cu simțul umorului dezvoltat și cu un gust deosebit pentru farse, Shopping Moldova a pregătit o sumedenie de surprize. Tot felul de personaje sunt cu ochii pe voi, așa că aveți grijă! Începând cu 1 aprilie până la sfârșitul weekendului, toți vizitatorii centrului comercial au fost întâmpinați nu doar de personaje hazli, dar și ciudate. Eu sunt pirat, fac cumpărături, beau, mă uit la fete. Я сегодня в роли домохозяйки, которая, как видите, бигуди гламурные. Я супермен, герой, герой всего мира. Кустик. Кустик счастья и веселья. Мы солдаты! Я сегодня собака, и мы веселим людей. Поздравляем их с праздником юмора. Se consideră ziua umorului, dar se pare că lumea nu doar a râs în această zi, dar și a plâns. Кто по-разному? Некоторые плачут, но отредко. Учение это не смешно, это серьезно. Каждый мужчина должен пройти военное учение. Они смеются надо мной. Почему? Я спасаю весь мир. Они смеются, наверное, потому что 1 апреля. Ха-ха-ха-ха. Тоже мне игрушки какие у ней нашлись. Удивляются, некоторые пугаются. Смеются потом, да, конечно. Ну, главное, чтобы весело было. Уважают, чтят и реагируют. Да. Все по-разному. Кто-то пугается, а кто-то... Вот снимали меня недавно. Кто-то фотографируется. Люди смеются, люди улыбаются, люди хотят фотографироваться. Людям интересно. Пока больше всего меня насмешил он. Я просто хохотал со смеху. Лично очень хохотал. Смешной очень праздник, я его обожаю. Ce v-a surprins astăzi Shopping Moldova? Păi ne-a surprins în primul rând cu un cadou, am câștigat, adică nu eu, dar prietena mea, am câștigat un laptop, un Asus. Și asta a fost o surpriză foarte bună. Chiar din 1 aprilie, la început, am crezut că este o glumă, dar s-a adeverit. Ce te-a impresionat cel mai mult astăzi în Shopping Moldova? Era un domn aici cu undița, prinde pește. M-a impresionat foarte mult. Chiar de la intrare mi-a apărut zâmbetul pe buze din cauza amenajerii și distracții care se petrece împrejur. Cum ți se pare atmosfera în Shopping Moldova? Băi, de-abia am intrat, dar mi se pare o atmosferă de sărbătoare. Este, într-adevăr, una de carnaval și îmi pare bine că se practică și la noi în țară așa ceva. Astăzi mi-a plăcut balerina asta pe care o văd mergând ca o lebădă pe aici prin mall. Este ceva interesant și toate decorurile astea sunt destul de așa bune și că multă lume este un lucru îmbucurător, înseamnă că oamenii au 1 aprilie ca de o sărbătoare.